Bună seara, felicitări pentru victorie. Ați început să atacați din primele minute, ați avut câteva ocazii chiar foarte clare, până la urmă ați reușit să înscrieți. Cum vă simțiți după încă o victorie în Super League? Bună seara, mulțumesc pentru felicitări. Da, e bine, am început meciul destul de bine, i-am supus unei presiuni, nu le-am dat șansa să vină peste noi, am ținut în jumătatea lor proprii. Ne-am creat și câteva situații, n-am reușit să marcăm, din păcate n-am fost foarte inspirați la șuturi, la ultima pasă, însă important că și repriza a doua am continuat să jucăm, am reușit să marcăm, după care inevitabil trebuie să facem un pic pasul înapoi. Și mă bucur până la urmă că n-am primit gol și am reușit să câștigăm. Da, cum să ne simțim? E bine, ne simțim bine, suntem fericiți în această seară. Așa, nu prea avem timp de sărbători prea mult, că urmează și meci de cupă, după aia meci iar de campionat, în 3 din 3 în 3 zile. Însă țin să felicit jucătorii pentru atitudinea lor și pentru rezultat. 3 puncte înainte să veniți dumneavoastră, după aceea ați pierdut doar 2 din 21, dacă nu mă înșel, așa-i? Da, n-am făcut calculul acum, nu chiar. Se spune că antrenorii n-au baghete magice, dar la dumneavoastră contraziceți asta. Nu cred. Eu țin să felicit încă o dată și să apreciez lotul de jucători de care dispunem, un lot echilibrat, un lot cu jucători de valoare și foarte modești, foarte muncitori, care se pun în slujba echipei. Și atunci când formezi un grup puternic și încrederea în forțele tale este destul de mare, vin și rezultatele. Trebuie să vă pun întrebarea asta. În acest moment sunteți antrenorul activ cu cel mai bun procentaj de puncte în carieră. Sunteți practic cel mai bun antrenor dintre cei din Superliga. E cumva și o palmă morală dată celor care poate că au fost așa amuzați de perioada dumneavoastră la FCSB. Iată, preluați o echipă care căreia nu îi se dădea nicio șansă, îi imprimați un stil, reușește să înscrie, obțineți atâtea puncte, e o performanță notabilă. Da, am mai spus chestia asta, nu am de demonstrat nimănui nimic, nu e nicio palmă dată nimănui. Nu vreau să mă compar cu alți antrenori care sunt mult mai titrați decât mine și au obținut performanțe și nu vreau să fac comparații de genul ăsta. Nu știam statistica asta dumneavoastră. 68% din punct. Da, peste okay. Dan Petrescu. Care da, da, da. Nu putem să comparăm numărul de meciuri pe care le are domnul Dan Petrescu în Liga 1 cu câte meciuri am. Așa că nu, pentru mine nu e chiar atât de relevant. Mă bucur de acest moment, mă bucur de faptul că reușim să adunăm puncte și să ne ridicăm de jos, unde eram într-o poziție delicată, și asta cred că dă încredere jucătorilor pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc și o seară bună!